Vânzarea pământului străinilor este una dintre condițiile aderării la Uniunea Europeană, care urmează să fie negociată cu Moldova, recunoaște ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău. Ianis Mazeichis spune că Moldova ar putea cere ca excepție amânarea acestei obligații, însă ambasadorul spune că el nu recomandă așa ceva. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni cu doamna Valentina Ursu. Da. Peste vreo 3 ceasuri, la presă a venit prim-ministrul Dorin Recean. Și a spus că este o nouă minciună care prinde turații. Ulterior, peste 24 de ore, doamna președinte Maia Sandu a avut o întrevedere cu mai mulți cetățeni, nu știu exact unde, și a zis ceva de genul că iată o minciună se rostogolește. Declarația s-a auzit și dumneavoastră și telespectatorul. Da, eu cât o ascultam, declarația asta, eu clar lucru că am văzut-o chiar imediat după ce a apărut, asta e mai interesant, stai. Am văzut o nouă sperietoare care se rostogolește despre pământurile noastre. Nu, ascult mai departe, deci e jurist de doi ferești. Integrarea Moldovei în Uniunea Europeană nu reprezintă niciun risc pentru pământurile noastre. Așa. Pământurile moldovenilor vor rămâne ale moldovenilor, ca să fie foarte clar. Așa da. Au negociat și alte state, cele care asta da, vacanță, de 5 ani, de 7 ani. Aha. Și așa vom face și noi. Întotdeauna da, negociem pornind de la interesul suprem. A, la interesul suprem, așa negociat. Iar dumneavoastră știți cel mai bine. Uite. Proprietatea privată, dreptul la proprietatea privată, dreptul la proprietatea asupra pământului sunt sfinte în Uniunea Europeană. Stop! Of, dreptul la proprietatea privat este sfânt în Uniunea Europeană. Понятно. Понятно. În ori țară din lume, dreptul la proprietatea privată este как бы сфан, și la noi. De la declarațiile ambasadorului. Domnul Gheorghe, ambasadorul nu putem să-l acuzăm cu omul, согласно протоколу. Așa prevede regulile. Așa, da, spune și ești. Este legislația UE, deci dumnealui nu a deschis America cu declarația asta, nici Republica Moldova. Pur și simplu, toți despre asta tăceau. Asta este unul din punctele din cauza la care mai mulți politicieni, inclusiv eu, am spus că, băi, sunt majoritatea lucrurilor și sunt de UE, mie îmi plac foarte mult și sunt foarte aproape de mine. Dar sunt și unele care n-as le acceptă niciodată. Cu pământurile, cam ușa strecem și la galubiatni și la rozăvăi mir și tot așa, da? De asta, eu le-o spus cetățenilor faptul care este cunoscut de toți, pur și simplu tăți cumva cred eu că nu toți, să-i spunem, adepții integrării europeană cunoșteau acest lucru și de atât s-a pornit valul ăsta în țară, înțelegeți? Dar ce îi spune dumneiei că, băi, uitați-vă, că niște zvonuri, niște falsuri și așa mai departe, nu și poate spune dumneiei. Eu mâine îi voi prezenta dumneiei spre semnare un proiect de lege privind protejarea pământului moldovenesc prin Constituție. Proiectul de lege o să fie gata, să nu spui că acum sunt ocupați juriștii pasului, administrația, proiectul de lege o să fie gata și mâine o să fie publicat. Trebuie să fie un lucru foarte simplu. Prevederea constituțională respectivă nu va putea fi modificată decât prin referendumul național la care două treimi din alegători înscriși în registrul alegătorilor să opteze pentru. Dacă această normă va fi inclusă în Constituție, această normă legală, și închipuiți-vă că introdus cum la noi, s-au mai cumpărat, știi, majorități parlamentare, introdus cum una constituțională și vin străinii cumva influențează prin ONG-uri, prin diferite modalități să-i cumpere. Și ca noi să fim asigurați că lucrul ăsta niciodată nu se va întâmpla, că fără referendum național în care vor vota pentru două treimi din alegători, niciodată chestia asta să nu se mai întâmple. Красиво, красиво. Eu totuși sper că totuși așa o fac. Dacă dumneavoastră nu o face, și plus așa e un test și pentru opoziția parlamentară, că doar dumneavoastră ca președinte de țară poate să iasă cu inițiativă, corect? Corect. Legislativă, poate să inițieze și referendum, am văzut, și consultativ, și așa mai departe. De asta, deoarece președintele țării are drept la inițiative legislative, inclusiv la modificarea Constituției, eu propun dumneavoastră să facă lucrul ăsta, să voteze tot pasul, sunt sigur că să voteze tot opoziția. Și vedem pe cei care nu votează, corect? Corect.
Și cel mai interesant, stimați cetățeni, eu recomand insistent doamnei Sandu să iasă cu această inițiativă legislativă la modificarea Constituției, că dacă nu o face ea, în două luni de zile să fac Renatul Sat după inaugurare. Adică lucrul ăsta oricum se va întâmpla. N-a să o fac Sandu, a să o fac eu. Și legea cum o să numească? Legea usată? Da, de ce legea usată? Dar nu trebuie legea usată, nici Gheorghe. Lasă-o tu, te rog frumos. Deci, astăzi legea privind protejarea pământului moldovenesc prin Constituție. Păi n-aș. Vedem mâine. A? Vedem mâine. Da, dar înțelegi că ne popale vse. A?